Bucureștenii au luat parte în număr mare duminica aceasta la slujba de la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, alături de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evanghelia din cea de-a treia duminică a Triodului, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, ne vorbește despre iubirea milostivă și urmările ei. Ne arată legătura tainică dintre smerenia și slava lui Dumnezeu. Smerenia lui este spațiul libertății omului, iar slava lui este frumusețea dreptății sale. Dumnezeu este atât de smerit încât se lasă respins de oameni sau uitat de ei. Atât de mult respectă el libertatea omului, încât se ascunde tainic în oamenii cei mai smeriți, adesea în cei mai neînsemnați. Marea descoperire a judecății universale va fi, deci, identificarea lui Hristos cel slăvit cu Hristos cel smerit. De ce? Pentru a ne ajuta să unim libertatea cu responsabilitatea în iubirea milostivă față de oamenii aflați în nevoi, pentru a ne ajuta pe noi să răspundem în mod liber la iubirea lui Dumnezeu față de noi, cu iubirea noastră față de semenii noștri, spre a face transparentă iubirea lui milostivă prin noi, spre bucuria oamenilor pe care îi ajutăm. Astfel înțelegem că numai iubirea smerită și milostivă se poate împărtăși de bucuria slavei lui Dumnezeu cel milostiv. Un alt aspect important pe care ni-l arată Evanghelia este faptul că în urcușul nostru spre desăvârșire nu este suficient doar să nu faci fapte rele, ci și să faci și mult bine. Judecata este înfricoșătoare și pentru că nu se admite neutralitatea sau nepăsarea unora față de suferința altora, adică neomenia. În această privință, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: pentru ce, Doamne, nu pomenești și de celelalte căi de păcat? Nu judec păcatul, răspunde Domnul, ci neomenia. Nu judec pe păcătoși, ci pe cei ce nu s-au pocăit. Pentru neomenie vă osândesc. Ați avut un leac atât de bun pentru mântuire, milostenia, cu care puteați șterge orice păcat. Și ați disprețuit o atât de mare binefacere. Deci nu este suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci bine multora. Nu e suficient să nu ucizi, să nu furi, să nu jignești, să nu asuprești pe semenul tău, ci este necesar și să-i faci mult bine după putință, să fii milostiv și ajutător. Iubirea milostivă este criteriul ultim al judecății universale. Evanghelia Duminicii Înfricoșătoare Judecăți ne spune că Dumnezeu este iubire smerită și milostivă. Iar criteriul ultim al judecății tuturor oamenilor, indiferent de etnie, cultură, poziție socială sau vârstă, este iubirea milostivă. Cei care au arătat iubire milostivă semenilor în viața lor pe pământ, aceia vor fi binecuvântați ca să intre în bucuria iubirii veșnice a Preasfintei Treimi din Împărăția Cerurilor. Iar cei care au fost indiferenți, nemilostivi față de semenii lor aflați în suferință, sunt numiți blestemați. Acest apelativ, extrem de aspru, este un reproș sentință care arată gravitatea nepăsării unora față de suferința altora. Tot în Evanghelia acestei duminici, a mai subliniat Patriarhul României, ni se descoperă și taina și scopul libertății noastre individuale.
Iubirea milostivă este de asemenea cea care fundamentează opera socială a bisericii. Toată această operă socială de caritate a bisericii, izvorâtă din Evanghelia iubirii milostive a Domnului Hristos, a creat în timp o civilizație, și anume civilizația creștină a carității sau a filantropiei. Chiar și statele europene moderne, astăzi foarte secularizate, care, deși au uitat în mare parte că Evanghelia iubirii milostive și a demnității umane a fost sursa solidarității sociale din societatea creștină, au preluat de la aceasta mesajul responsabilității pentru oamenii aflați în suferință, în nevoi, în boală și în singurătate. Totuși, dacă iubirea sau grija arătată față de aproapele nu este alimentată de rugăciune, ca relația omului cu Dumnezeu cel milostiv, ea riscă să fie redusă la o etică socială secularizată, lipsită de perspectiva iubirii și a bucuriei eterne în Împărăția Preasfintei Treimi și a tuturor Sfinților milostivi. Evanghelia acestei duminici, nu întâmplător așezată de Sfinții Părinți în această perioadă, este și un ghid al bunului creștin, util cu precădere în vremea postului.